Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Mihai, bine ai venit! Bine v-am găsit! Cum ești? Emoționat. Îmi bate și inima foarte tare în momentul de față. Nu știu ce o să fac azi la bancul de lucru. Sper să mă pot calma. N-am avut niciodată emoții. Niciodată? Așa. Nu. Nici la examene, nici la primul job, nici... Nu. O să încerc să mă controlez când ajung la bancul de lucru. De câți ani practici meseria asta? De aproximativ 13 ani, practic, wow. De la vârsta de 17 ani. Am crezut că dacă plec în diferite țări, așa învăț și bucătării. În Grecia am învățat să gătesc foarte multe fructe de mare. În Italia am învățat tot ce ține de paste, pizza. În Anglia am învățat bucătăria britanică și bucătăria franțuzească. M-am decis să mă întorc în România după 5 ani de stat în Londra, în care... Mi-a fost și bine, mi-a fost și rău, dar am zis că oricât de mulți bani ai câștigat, nicăieri nu-i ca acasă. La șef la cuțite m-am hotărât să vin, e al treilea an în care mă înscriu, dar abia acum mi-am făcut curajul să vin. Prietenii îmi spuneau, faci mâncare atât de bună, știi să gătești, ești bucătar, de ce nu te înscrii la emisiune? Încearcă, n-ai de unde să știi. Le ascultam sfatul, mă înscriam. Când eram chemat la preselecții, fiind timid și introvertit, eram speriat de oameni noi. Dar anul ăsta mi-a făcut curaj să vin. Îmi doresc să iau cuțitul de aur, să ajung direct în echipe, pentru a scăpa din stresul, din bootcamp. Preparatul pe care îl voi găti în această seară șefilor este o combinație de gusturi inedite. Cred că o să-i surprindă și cred că este demnă de cuțitul de aur. Doamne, cum se jurizează, deci nu mai... Dar ieri cum s-a jurizat, mă, și n-ai făcut atac azi? De ce nu mi-ai luat și mie apărarea ieri? Bă, nu mă înțelege greșit. Dar zici tu, bă, pare că nu înțelegi. Eu n-am nimic cu tine. Lasă, bă, frate, că te-ai aliat cu ăsta împotriva mea. Hai, pestă și creveți, hai! Opa! Ei, mama, ce? Supă cremă de cartof cu praz. Asta pare, pentru că la bază ai un sos din cartof. Măciucă, avem tequila avem. Bă, era bun așa, știi, puneam un pic de sare, aveam un pic de lime, exact așa pentru cum se cheamă, pentru o tequila, bang, bang. Și băgam o tequila. Dacă ați terminat cu șef la pahare, putem să ne mutăm la șef la cuțite? Nu, eram la lime. Încă jurizam lime-ul din farfurie. Eu l-am pus și mi-a plăcut. Îți dai singur gust în farfurie? Păi bine, îmi place. Știți ce aveți în farfurie? Saint-Jacques cu supă de cartofi, așa ai zis. Te-am auzit. Domnul Bontea. Vișișoaz. Domnul Bontea. Da. La dumneavoastră, la minimul. Așa. Pe masă. Da. Era o chestie care se numea Oliviera. Dar știi ce an era atunci, domnul Scărlătescu? 1986. Băi, eu sunt curios. Dacă ne punem pe masă ulei, oțet, sare, piper și nu mai știu ce, mai fac bucătarii, bă, frate? Îți mai aduce și piatra aia unde îți gătești tu carnea? Îi congentiem pe toți, bă. Ce sens mai au, bă? Nu, deci, scuze-mă. Ce sens mai au? Eu în momentul de față... Care e sensul lor? Oameni buni, în momentul de față, asistați la eu sunt copilul cu doi tați. Și în momentul de față este o ceartă în familia noastră, pentru că astăzi tatăl mai mare a câștigat o amuletă cu un mic dejun, când copilul a făcut o farfurie complexă și tatăl mai mic zice că trebuia să câștig eu pentru că nu s-a jurizat corect. Și atunci s-a implementat această sămânță de scandal între tații mei. Nu. I-ai zis tu că ai cu farfuria mai bună ca mine? Dacă deci. I-am dat libertate. Ba nu. Ce libertate? I-am tu nu vezi că l-ai pus pe săracul? Nu faci diferență de ceva. Oul meu, Benedict, Florentin, de fapt. Să se pună help. Oul meu, Florentin, a fost gătit exact așa cum trebuie, perfect. Da, nu. Codul lui negru a fost perfect. Crevetele tău cu tăieței, care a depășit bugetul, a fost cel perfect. Acum, de ce te-ai supărat pe mine că am făcut cum trebuie? Eu bă, încerc scuze. Data viitoare, o să le fac, bă, strâmb să fii tu fericit. Nu ai înțeles. Dacă vrei tu toate amuletele, ia-le, bă, tu pe toate. După ce că ești bătrân și nu vezi, acum nici nu mai auzi. Eu n-am o problemă cu tine. Tu poți să desenezi în farfurie un ou pe jumătate dar, făcut. Dar fii atent, până ascult, atunci, că tot insiști, îți dau șansa să te antrenezi să mănânci fără mâini. Poți să-i dai bătaia să mănânci fără mâini. Să te antrenezi. Cu o mână, mă, cu o mână, nu fără mâini. Nu, sincer, eu să vă dau un judecată că mă traumatizați, mă, Cavaș. Băi, chiar, ne dă ăsta mic un judecată. Deci vă dau la protecția copilului că nu se mai poate.
Deci... Ce aveți cu omul ăla care stă dincolo? Da. Exact. Ne cerem scuze, ne cerem scuze, să mai exact. Întâmplă. Așa e în familie. Pe care avem în față. Așa este în familie, să mai întâmplă. Ideea e că... În sfârșit de liniște. Ideea e că Sanjacul ăsta cu... Da, știi cu că nu știi să gătești. A făcut actul, o, și gata. Du-te, bă, de... Ce opticos, băi! Cine a gătit, mă? Cine a gătit acest Sanjac? Băi, deci dacă ne-a dat cu live... Un fel de supă de cartofi. Nu știu dacă este bucătar neapărat, dar tempura aia crocantă, e crispy. Prazul tăia prea gros totuși. Se poate să fi plecat așa, în ideea de a face supă, un pic de sanjac și prazul crocant. Și ce nu e asta? S-ar putea să nu-i fie ieșit atât de multă supă pe cât da, a vrut. Ce, dar de ce trebuie să-i ne, da. Trebuie să ne dea un bol de... Nu mă, supa-i supă, mă. Concurentule, de ce nu ne-ai dat un litru pentru această juriză? Bă, eu te rog frumos de acum să dea Dumnezeu să avem probă cu supă și tu să pui atâta supă în farfurie. Dar la fel exact. Numai așa am supă. Așa. Băi, așa, iertați-mă, aveți nevoie de 10 minute să vă rezolvați tensiunea asta dintre voi? Băi, hai mă, dacă pleci de la ideea, de Cătăline, acum fără Cătăline, dacă pleci de la ideea că ar fi trebuit să fie supă, e posibil să se fi întâmplat ceva. Apar, am intrat în restaurant în care am mâncat supă atât. La un tasting menu de 7 corsuri. Dar nu cred că arăta farfuria așa, nu că n-ai concept. Nu este concept de supă. Nu mai pot! Hai, hotărăște-te! Stai cu ăla sau cu mine! Nu mai pot! Păi cum mă să stea cu mine, că toată viața asta cu tine? L-ai mințit! Păi băi, uite-te și tu! Păi și pe mine nimeni nu mă vrea? Adică nu o să vă bate pe mine voi! Tocmai asta e! Că te vrem amândoi! Ah, ok! E! Așa, da! Și întotdeauna... Toți trei te vrem, uite tata! Nu bă, băi, care deja are statuia lui, cum să stai cu ea în casă? A fost odată o emisiune de succes numită... Dar stai bă puțin, că o punem pe stradă. După ce murim, după mine rămâne statuia, după tine ce rămâne? De ce mai nu fac și eu una? Ia bă să vedem când. Ia ce mare lucru, mă, să faci o statuie de aia. Păi nu mă, nu să faci. Dai și primești. Mă, nu, nu, să ți-o faci tu, mă. Să câștigi, bă, și tu. Lasă-mă că mai e timp. Mai facem sezoane, stai liniștit. Pe bune? Da. Haideți, mă, să, băi, deci pe bune, haideți, mă, gata, să votăm, mă, că e un om acolo, mă. Hai să votăm. Hai să votăm. Lupta pentru amulete stârnește de fiecare dată controverse, dar parcă niciodată ca astă seară. Șefii s-au aprins atât de tare că mai să uite că în spatele ușilor așteaptă un concurent. Bună seara, numele meu este Mihai Teodorescu, de profesie bucătar. Salut! Tu ești bucătar? Da. De la 17 ani. Și câți ani ai? 29. 29? 11 ani? Da. Și unde ai lucrat? Colaborez cu șef Iulian Olaru. A participat sezonul trecut la MS. Eu la care e născut în aceeași zi cu tine, a fost, a fost la... de echipă lui Bontea. Șef Bontea. Da, a fost, fost la mine în echipă. Gata. Mihai, eu vreau să plec de la o chestie înainte de toate, măcar să aflu așa ca să pot să stau liniștit în mintea mea așa. Bă, este supă? Sanjac cu sos parmantier. Ce înseamnă parmantier ăsta? Sună franțuzesc. Cartof cu praz și unt. Și lime-ul de unde? Am greșit, l-am pus. Am vrut să îl pun ca și decor. 11 ani de meserie și ne dai doar atât? Ai folosit un blender și o tigăiță. Mi-a rămas mai mult în spate, dar am zis. Eu am zis că ar trebui să fie supă, după consistență, după cum arată. Supă. Supă de cartof cu praz. Mihai, de ce ai venit aici? Să arăt ce pot să fac. Doar atât? Ba, am crezut că vrei să ne arăți mușchi. Nu, nu sunt mușchi ăștia. Dar doar atât poți? Nu, doar atât pot. Problema este următoarea. Ai doar o singură șansă ca să mergi mai departe. O ratezi pe aia, mai aștepți un an, ca la Champions. Ți-ai oprit și ție o bucățică de lămâie? Nu. Am acasă. Dar tu așa ești, vorbăreți mereu? Așa sunt eu de fire, da. Sunt mai timid, introvertit. Ești supărat pe noi? Nu, de ce să fiu supărat? E supărat pe tine? Sunt supărat pentru că am dat kicks azi. Nu a fost 100% ce am vrut să pun în farfurie.